Cuatro vidas. Bravo, Sophie, pas cu pas, da? Ușurel. Așa, tot timpul să te uiți unde poți să te duci, da? Bravo! Cât de mult poți tu? Hai să te vedem. Super! Ia vezi, poți mă un pic mai mult? Că uite, mai ai ceva să te agăți. La farfuria zburătoare, la OZN, nicio problemă. Coborâm. Nu este ceva la farfuria zburătoare? Parcă așa se vede de jos. Uite, alea. A, nu te poți ține de ele. Nicio problemă, coborâm. Oh, bravo! Super! Cum să nu? Și alte trasee chiar. Ce zici dacă luăm toate traseele la rând? Uite, asta în stânga e foarte interesant cu baloane zburătoare, vezi? Ia să ne ajută băiatul. Trebuie să o țin eu de sfoară? Do I have to keep the rope? Yeah. Okay. Because if something happens, I have to catch it. Yes. No. You just have to lose it. Okay. Like this. Then if something happens, if she is like afraid to jump. Okay. Okay. Thank you. Așa, sir. Și tati ține sfoara asta. Și tu te urci acolo, liniștită. Bravo! Bravo, Sophie! Așa, ușură! Cât de mult poți, hai! Așa, super! Hai că tu ești flexibilă! Wow, super! Vezi că de mult se poate, nu-i problemă. E maximul, eu cred că mai puteai un piculeț. Mergem acolo la lemn, vrei tu? Acolo mergem. Da? Am înțeles. Uite, aici apare interesant. De aici? E ca o scară, nu-i așa? Dragilor, cu ocazia asta, cât se cateră Sophie, dorim să vă mulțumim pentru like-uri și abonări și cuvintele frumoase ce ni le spuneți în comentarii. Dacă vă place și voi aici, să știți că suntem în Ploiești la Joy Park, cel mai mare parc de distracții pentru copii din județul Prahova. Da, uitați ce frumos este. Uriaș. Cu multe, multe activități pentru copii de toate vârstele. Hai că poți, Sophie. Așa, pas cu pas. Hai că poți. Ai obosit? Opa! Vrei să mai încerci o dată? Poți să mai încerci o dată dacă vrei. Da, nu-i problemă. Poate a doua oară merge mai bine pentru că știi despre ce e vorba.
Hai să prindem bine, bine, cu mână ta, da? Super! Uite, te-ai dus pe un traseu mai ușor acum, vezi? Ia uite, e mult mai simplu acum. Ajungi până sus de tot. Ia vezi că mai merge un piculeț, te mai poți cu picioarele sus acolo. Așa, ai văzut? Wow! Super! Hop! Ce tare, bravo! Ușurel, ușurel. Mai poți să mai facem un traseu, Sofie? Uite ăsta cu racheta. E unul cu racheta aici. Hai să vedem, mergem până în vârf la rachetă. Go, Sophie! Până sus în vârf! Sus cu racheta! Ușor! Nice! Go, go, go! Bravo, Sophie! Bravo, Sophie! Ia vezi, hai, mai poți puțin! Du-te ușor, că te dreapta! Așa! Așa! Hai, dă-ți drum! Hai. Opa! Ha-ha! Bravo, Sophie! Uite, și ăsta pare interesant aici, cu culorile. Îl facem și pe ăsta? Ești bine? Da? N-ai ce să pățești, pentru că te ține dacă pici, știi? Și ai și moale, adică nu ai. Deci să nu ți-e frică. Așa, pe centru, acolo. Super! Dragilor, dacă vă place și vouă la cățărat, vă invităm la Joy Park, în Ploiești, județul Prahova. Haide, haide că poți! Ridică piciorul și acolo. Super! Bravo! Nu, 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 cum să-ți alunece? Hop! Mai încercăm o dată, vrei? Sau ajunge? Mai vrei la unul de aici? Hai! Știu, sunt ușor diferite, dar sunt din același cartier, vezi? E exact un cartier aici. Ia să vedem, știi tu să-l prind singură? Uite, te ajută tati. Ia să văd dacă ai învățat de la băiatul. Prindem ambele zale. Vai de mine! Haide, sus, sus, sus! Nu sunt imposibile, nu? Mai ales pentru tine, care ești fetiță descurcăreață. Go, 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 Sophie! Uită-te bine, da? Bravo! Wow! Deci dacă te urci acolo, ești cea mai tare. Ia să te vedem.
Wow, super! Ai reușit! Wow! Te faci alpinistă? Ce înseamnă alpinist? Cei care se cateră pe munți.